Și vă arătăm mai departe imagini șocante, surprinse în localitatea Lungulețu din județul Dâmbovițeau. Un bărbat a fost lovit cu putere în zona capului cu o bâtă. Vă avertizez că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. În filmare se vede că totul părea o joacă la început. În grupul de tineri care se strânsese în fața acestui magazin, nu se știe însă de unde anume a pornit discuția dintre ei, dar victima îi cere în glumă unui băiat cu care discuta să-l lovească. Acesta ezită câteva clipe și a pognit însă interlocutorul după aceea cu băta în cap. În acel moment, brusc, filmarea se oprește. Victima a avut nevoie de îngrijiri medicare, iar polițiștii au deschis un dosar penal acum pe numele agresorului.